legătură cu alegerile la viitor. A luat în calcul o alianță politică cu una din partidele aflate la guvernare. Nu. Nu avem ce alianță politică preelectorală și post-electorală să facem cu hoții. Să fie clar, la nivel național, nu ne aliem nici cu PSD, nici cu PNL și nici la nivelul județului Dolj nu ne aliem nici cu PSD, nici cu anexa și brelocul PSD-ului de aici din Dolj, numit PNL. Exclud această variantă. Dar cu cealaltă alianță care s-a format zilele acestea de dreapta sau cum? Le urez succes în a trece pragul electoral. Va fi o adevărată provocare. Ei, teoretic, sunt compuși din trei forțe politice. Practic, au o problemă, pentru că respectivul domn care spune că este președinte la PMP, nu este președinte la PMP recunoscut în acte, nu figurează în registrul partidelor politice. Și din ce am văzut până acum la Tribunalul București, nu există o asemenea alianță. Dacă va exista, fiind compusă din trei partide politice, și aici, în județul Dolj, și în fiecare localitate din județ, vor avea un prag de 8%. Plus 2 la, fie, la prima formațiune care face parte din alianță, deci încă 2% de la 5 la 7 și încă 1% pentru fiecare partid care intră în alianță. Fie că fac alianță politică, fie că fac alianță electorală, condițiile sunt aceleași. De aceea spun, pentru că acest prag trebuie întrunit și, fie, și în fiecare județ în parte. Și cunoașteți foarte bine realitatea din județul Dolj. Le urez succes, urez succes fiecarei forțe care este în afara PSD-PNL și, desigur, cei care sunt mereu la guvernare, UDMR. Dar vor avea mari, mari probleme în a trece pragul electoral. Și dumneavoastră veți păstra acest clip video și veți vedea că am avut dreptate, poate. Domnul președinte, ați declarat că când veți veni la guvernare... Necesar. Doar că îl scot alții, îl duc spre rafinare la Borealis și Dolj Chimu este închis, Arpe Chimu este nu închis. Nu mai există. Am și o întrebare, de fapt, doar una. Magazinul Unirea l-ați inaugurat de curând. Care este părerea dumneavoastră în privința acestui magazin și dacă s-ar putea prelua la scară națională? Cooperativa Casa Unirea este o idee bună. Îl felicit, pentru că la acel moment ministrul agriculturii, Daia, Petre Daia, a avut această idee. A fost invitat ministrul agriculturii luni să deschidă, să inaugureze un prim magazin, atenție, nu de stat, și o franciză a luat un privat, a avut o investiție de 2 milioane de euro și a deschis un prim magazin de produse românești. Eu mă așteptam, n-am avut multe detalii, așteptam să văd un magazin de 50 de metri, 100 de metri pătrați. 17.000 de produse, toate fabricate în România, acționariat străin și acționariat autohton. Cei care vindeau produse din partea acționariatului autohton mi-au spus că nu sunt primiți în hipermarketuri, că li se cere mult prea mult față de prețul cu care ei ar dori să vândă, taxe de raft și altele. Aici era un adaos de 12%, un adaos de maxim 12%, un adaos decent. Intențiile actualei conduceri de la Casa Unirea sunt de a deschide pentru început un astfel de magazin în fiecare municipiu reședință de județ. Eu am fost acolo, veneam din Italia, m-au și așteptat cei de la Casa Unirea pentru că nu venise niciun oficial. Direct de la aeroport m-am dus și am participat la ceremonia de deschidere și la tăierea panglicii.
Îi vom susține, am văzut și proiectele de franciză pentru magazine de 50, 100, 200 de metri și vor face parte din oferta noastră electorală. Sper doar, pentru că astea au fost amenințările, ca doamna director Mariana Cotoi să nu fie înlăturată și Casa Unirea să nu fie închisă, doar prin prisma faptului că am participat eu la inaugurare. E un lucru bun, indiferent de coloratura politică, trebuie să promovăm asemenea lucruri. Și am o întrebare, că considerați că sunteți o țintă pentru Diana Șoșoacă? Este... Nu mă supărați, dar este un scandal și... Este Crăciunul, trebuie să fim mai buni, mai iubitori. Și să ceartă și urmărește țintă. Să-i transmitem gânduri bune, dacă așa înțelege ea să facă opoziție, dând în opoziție, nu în PSD și în PNL, care sunt la guvernare, îi urez succes. Spuneați că la un moment dat luați foarte în serios alegerile locale de la anul și că vă pregătiți pentru asta. Cine candidează, domnule, la primăria Craiova și la președinția CJ-ului? Avem mai multe variante. Vom anunța toți candidații noștri în lunile ianuarie, februarie, martie. Nu vă ascund că al nostru coleg, domnul Ringo Dămureanu, este unul dintre potențialii candidați și totodată nu vă ascund că în multe localități avem discuții cu oameni care în acest moment sunt înregimentați politic din partea altor forțe. Oameni iubiți în comunitate, care în momentul 2020 nu aveau această alternativă numită AUR. Și sunt convins că unii dintre ei ne vor alege și o să ne batem pentru primul loc. Nu aș vrea să dau nume și să dezvălui din Craiova, din Calafat, din Segarcea, din Filiaș și alți oameni care sunt cu noi, dar nu pot în momentul ăsta să-și facă publică afiliere. Poți să renunțe la câteva luni de mandat pentru dita mai convingerea politică? Sau cred, că ați văzut și, cred că ați văzut și dumneavoastră că sunt mult mai incomozi în ședințele de Consiliu Local de Consiliu Județean. Vă mulțumim mult!